v-am găsit, doamnelor și domnilor! Deschidem astăzi seria unor interviuri interesante cu specialiști din zona medicinei militare și pentru acest lucru ne-am oprit la Spitalul Militar Central. Astăzi vom încerca să aflăm de la invitatul meu ce înseamnă medicină de front, ce riscuri mai mari sau mai mici există în ceea ce privește bolile infecțioase, ce ne face mai vulnerabili în fața lor și sigur mai sunt multe alte subiecte pe care o să le dezvoltăm în minutele următoare. Dați-mi voie să vi-l prezint pe domnul colonel șef de lucrări, dr. Ion Ștefan, șef al secției de boli infecțioase și tropicale a Spitalului Militar Central. Bine v-am găsit! Bine ați venit! Domnule doctor, începem interviul nostru în vreme de pace, dar o să vorbim și despre vremuri de război și ceea ce a însemnat experiența dumneavoastră într-un teatru de operații. Întâi de toate, vreau să mergem cu mulți ani în urmă, atunci când a apărut opțiunea dumneavoastră pentru medicină, dar în mod foarte bine ales de la bun început pentru medicină militară. Și o să vă rog să-mi spuneți, să ne povestiți de unde a apărut opțiunea aceasta pentru medicină militară, pentru ca mai apoi să ne explicați dacă medicina militară este cu mult diferită față de cea civilă. Da. Una dintre primele mele amintiri mă înfățișează în copilărie în fața unei întrebări care mi se părea atunci plicticoasă și agasantă, acum retroactiv mi se pare firească și omenească. Întrebarea pe care o puneau prietenii tatălui meu: ce o să fac atunci când o să fiu mare? Clasica întrebare. Ce vrei să fii cine când vei n-a fi mare? Primit această întrebare? Și eu, ca să scap cât mai repede și fără întrebări suplimentare, încercam să găsesc răspunsuri năstrușnice, de pildă că vreau să mă fac musafir sau că vreau să mă fac binefăcător sau că vreau să nu fac nimic sau știu eu să mă fac visător. Și de la o vreme învățasem un cuvânt nou, nu prea știam eu ce înseamnă, dar mi s-a părut așa impozant și mă scutea de întrebări suplimentare, așa că răspundeam aproape invariabil că vreau să mă fac colonel. Acum, zis și făcut, coincidență sau nu, am ajuns și un fel de binefăcător, medic și colonel, medic militar, și am rămas un visător. Einstein spunea cândva, coincidența este modul lui Dumnezeu de a rămâne anonim. Așa că am luat-o ca pe o coincidență. Așa am ajuns la liceul militar, dar asta este partea anecdotică a alegerii, pentru că există și o parte ascunsă, să zicem, partea ascunsă a lunii. Tatăl meu și-a dorit foarte mult să îmbrace haina militară, să urmeze cariera militară și condițiile vitrege și speciale după cel de-al doilea război mondial i-au frânt acest vis. Astfel că, pe de-o parte, m-a încurajat să respect și să iubesc haina militară, pe de altă parte, cred că mi-a insuflat cumva dorința de a continua visul lui. Și eu, la început în subconștient, apoi de plin conștient, mi-am asumat acest destin și așa am ajuns la liceul militar, iar de aici la medicina militară nu mai era decât un pas. Cred că am ales medicina militară pentru că ajunsesem într-un liceu cu profil real, matematică-fizică, ori eu, structural, ca vocație, eram mai degrabă un umanist. Am fost olimpic la limba și literatura română, am fost membru al Cenaclului Cantemiristul și președintele acestuia timp de 3 ani. Apropo de asta,
cred că merită să fac o divagație. Anul trecut am participat la un moment înălțător, aniversarea a 50 de ani de la înființarea acestui cenaclu, Cantemiristul, cenaclu care acum se numește Marin Sorescu, în cinstea uriașului Marin Sorescu, laureat al Premiului Herder pentru poezie. Și a fost un moment înălțător pentru că au participat toți președinții de cenaclu de atunci și până în zilele noastre și s-a transmis așa o ștafetă elevilor de azi ai Liceului Militar și spuneam că momentul a fost absolut deosebit. Spuneți-mi cum se împăca umanistul din dumneavoastră cu științele exacte pe care trebuia, sigur, să le învățați temeinic, mai ales din momentul în care s-a conturat, iată, și opțiunea aceasta pentru medicină. Fizic mă descurcam destul de bine, matematic vorbind știam literatură. Opțiunea pentru medicină în liceul militar. A existat o consultare prealabilă cu familia? A fost cineva care v-a îndrumat așa către drumul acesta? A fost o opțiune strict personală? Visul acela din copilărie de a fi binefăcător? Cu siguranță toate acestea. Dar în momentul în care a ajutat și de structura mea, pentru că dintre toate armele militare, cea mai apropiată de sufletul meu era medicina militară. În momentul în care am ales pe deplin conștient medicina militară, mi-am asumat acest destin și alegerea mea s-a conturat în destin. Și v-ați dat dreptul la o singură tragere sau la mai mult atunci când a venit momentul examenului de admitere? Nu aveam posibilitatea să fac mai multe trageri pentru că era singura șansă de a ajunge la medicină. Elevii liceului militar ar fi urmat alminteri o școală militară. Dreptul sau, eu știu, onoarea de a participa la examene la facultății de învățământ superior militar, care a venit celor mai buni elevi ai liceului. Știu că era așa un clasament al primelor 20 de locuri, 20 de elevi au avut acest privilegiu. Și eu am ieșit al doilea, deci n-am avut emoții. Însă la examen, da, am avut emoții și a trebuit să muncesc foarte serios pentru a le risipi. Dar munca dinainte acestui examen, ce a presupus? A fost așa o mobilizare? V-ați pregătit, știți, astăzi n-ar mai fi posibil, sau în cele mai multe cazuri nu este posibilă admiterea la medicină fără o bună pregătire cu profesori bine pregătiți de asemenea. Pentru dumneavoastră, cum a fost pregătirea aceasta pentru facultatea de medicină? Atunci nu era chiar sistemul ăsta de meditații. Eu doar meditam la ce urmează să se întâmple, dar cred că s-a putut învăța și așa în solitudine. Pe de altă parte, am primit ajutor din partea profesorilor noștri de biologie ori de câte ori le-am solicitat sprijinul. Și iată-vă, un tânăr student la medicină, la medicină militară, mult mai târziu avea să se contureze opțiunea pentru specialitatea dumneavoastră, nu-i așa? Cu siguranță, da. Opțiunea pentru bolile infecțioase s-a cristalizat mai târziu. Nici nu știu cum am luat această decizie. Nu sunt decât vreo 41 de ani. Probabil că e prea devreme ca să spun cum s-a întâmplat. Cert este că după ce... Cert este că nu regret că am făcut această alegere.
După cum nu regret nicio clipă din viața mea, cele frumoase mi-au dăruit fericire, cele mai rele, să zicem, frumoase, mi-au dăruit experiență, iar cele triste m-au învățat să trăiesc. Știu că pe vremea aceea examenul de secundariat, cred că așa se chema, da, examenul în specialitate, se, atunci, se organiza, da, cu o frecvență nu foarte mare, la câțiva ani distanță, se aștepta foarte mult. Dar dumneavoastră, cât a durat? Asta se întâmpla înainte de 1989 și a fost o perioadă de 12 ani în care nu s-a organizat examen de secundariat. Așa că, imediat după Revoluție, în 1990, când s-a organizat primul examen de secundariat, au participat deja 12 promoții de medici. A fost o competiție colosală. Pentru specialitatea dumneavoastră era aceeași mare competiție? A fost greu să îmbrăcați haina infecționistului, medicului infecționist? Acum pot să mărturisesc, eu îmi dorisem altă specialitate. Ia să vedem! Însă am avut ghinionul, voiam să fac ginecologie, însă am avut ghinionul că atunci la examen nu au fost scoase posturi de ginecolog. Și nu vreați să mai așteptați încă 12 ani. Probabil, da. Și am ales să fac bolile infecțioase, parcă știind că o să am un traseu interesant în acest domeniu. Și n-am greșit. Și putem să spunem astfel că specialitatea, că făcut această alegere. Până la urmă, specialitatea v-a ales pe dumneavoastră? După întâmplarea aceasta? Poate. Eu știu, destinul probabil că are și el alegerile lui. Haideți să vedem cum a lucrat destinul mai departe, pentru că a venit la un moment dat, nu foarte departe de momentul acesta al examenului de secundariat, o misiune într-un teatru de operații, medic șef de secție boli infecțioase a Spitalului Românesc de Campanie pentru misiunea din Angola. În momentul în care ați plecat acolo, ați evaluat, presupun, foarte bine ceea ce înseamnă riscurile specifice bolilor infecțioase într-un astfel de teatru de operații. Care era cea mai mare provocare? Încep prin a menționa că denumirea de teatru de operații nu este departe de adevăr, chiar este un teatru acolo cu un repertoriu absolut deosebit, cu roluri inedite și cu reprezentații așa, pe muchie de cuțit. Înainte de a ajunge acolo, eu înfăurisem așa mai multe scenarii, m-am informat, m-am documentat foarte mult. Asta se întâmpla în 1995 și 1996. Au fost, mi-aduc aminte, 4 serii de militari români care au participat la această misiune. Un avem 3 se numea. Și eu am participat în seria a doua și seria a patra. Și am avut cumva șansa să învăț din greșelile celor din prima serie. Sigur, în viață e bine să înveți din propriile greșeli, dar nu aveam timp să fac greșeli atunci. Știu că s-au înregistrat foarte multe cazuri de malarie, chiar printre membrii Spitalului Românesc de Campanie. Nu vorbesc de contingentele militare sau ale celorlalte națiuni participante la misiune. Și atunci m-am gândit că trebuie să încerc să schimb ceva. Am avut chiar și noroc ca înainte de a ajunge eu în Angola
să se publice în The Lancet un studiu interesant făcut pe militarii britanici voluntari care participaseră la astfel de misiuni în zone impaludate și care își administraseră meflochină, ăsta este chimiul profilacticul recomandat pentru zona aceea, timp de 2 ani și 3 luni, dacă nu mă înșel. Ori acel studiu și urma să fie congruent cu un studiu pe care l-am derulat eu în Angola și l-am încheiat în țară și pe care l-am inclus în teza mea de doctorat, vis-a-vis de tolerabilitatea și siguranța meflochinei în chimioprofilaxia antimalarică, și am remarcat că efectele adverse sunt mai degrabă la inițierea terapiei și diminuă în timp, oarecum paradoxal. Și atunci am avut curajul să recomand administrarea meflochinei pe toată perioada sejurului în Angola. Asta deși chiar producătorul o recomanda doar pentru 3 luni și cred că viața mi-a dat dreptate, pentru că printre membrii Spitalului Românesc de Campanie nu am înregistrat niciun caz de malarie. Asta în timp ce în prima etapă în prima ați spus că erau din au fost rândul personalului numeroase cazuri de malarie, chiar mai multe decât, numărul membrilor Spitalului Românesc de Campanie, cred că erau 105 sau 108, nu mai țin minte, dar se înregistraseră peste 150 de cazuri de malarie. Repet, în cadrul membrilor Spitalului Românesc de Campanie. Nu vorbesc de celelalte contingente unde cazurile fuseseră de asemenea numeroase. Apoi am mai observat ceva, că în zona aceea începuseră să apară cazuri de rezistență ale parazitului malaric, ale plasmodiului falciparum, pentru că ăsta era cel mai prezent acolo în Angola, la clorochină. Ori cei din prima serie făcuseră tratament mai ales cu clorochina și iarăși am avut curaj și am înlocuit clorochina cu chinina cu succes, pentru că deși tratamentul cu chinina este mai drastic, rezultatele au fost formidabile și nu am avut niciun caz de deces cu o malarie, dar cu acest diagnostic, în condițiile în care în seria anterioară se înregistraseră cazuri de deces chiar printre membrii contingentului românesc. Cum stăteau celelalte națiuni, militarii celorlalte națiuni? Exista o practică medicală unitară? Cum se întâmplau lucrurile acolo în teatrul de operații? În momentul în care am sosit eu în Angola, chimioprofilaxia se făcea separat. Fiecare națiune venea fiecare cu fiecare mergea cu scenariul propriu, exact cum ați făcut și dumneavoastră. Cu o schemă profilactică proprie. La intervenția noastră, a celor din Spitalul Românesc de Campanie, și desigur eu am avut un rol important, am adus toate contingentele la un numitor comun, astfel că după primele 3 luni de misiune, în toată misiunea se făcea chimioprofilaxie cu meflochină. Practic a fost, ați repurtat o dublă victorie, dacă putem să-i spunem așa. Pe de o parte, în ceea ce privește misiunea noastră raportată strict la contingentul nostru, dar pe de altă parte, iată impunerea unei terapii unitare la nivelul tuturor țărilor participante în da, acest. Și am fost onorat să reprezint România și a fost onorant să constat că s-a vorbit cu mult respect despre români și poate nu întâmplător am primit o medalie a Națiunilor Unite, care eu cred că a vrut să marcheze partea mea de contribuție la succesul acelei misiuni. Dincolo de aspectele acestea ale activității medicale, explicați-mi cum ați perceput activitatea aceasta într-o
până la urmă, într-un teatru de operații, unde, sigur, sunt și foarte, foarte multe privațiuni, citesc din pagini de jurnal din Angola, pe care le-ați reunit la un moment dat, într-o carte publicată, având ca subiect, iată, malaria. Scriați aici, a trecut prima lună cât un an. Da, timpul avea altă curgere acolo, altele erau acele timpului, cadranele erau diferite. Era din cauza distanței de casă, de cei dragi, de echipa în care lucrați, de tot ceea ce înseamnă lucruri cu care erați familiarizat, era din cauza mediului de acolo. Care erau lucrurile pe care le simțeați pregnant și care impactau în mod deosebit asupra impresiei generale? Totul era inedit. Totul era o provocare. Și așa am resimțit această misiune ca pe o provocare și ca pe o datorie pe care o am față de mine și față de semenii mei. Africa era fascinantă, scrieți dumneavoastră. Da, mi-a plăcut foarte mult Africa, așa cum era ea răvășită de războaie, de conflicte, de probleme, de boli redutabile. Și destul de lipsită de viață, pentru că foarte mulți cetățeni localnici nu ajungeau la vârste înaintate, nu atingeau bătrânețea. Așa este, da. Și eu am fost uimit să constat că nu prea întâlneam bătrânii pe străzile din Angola. Asta pentru că sunt boli redutabile care sfâșie adânc trupul acestei țări și acestui continent. Cum impactau asupra stării dumneavoastră lucrurile acestea? Erau anumite lucruri pe care le făceați ca să vă retrageți cumva din fața acestor realități pentru a vă remonta și a vă regăsi energiile pentru ziua următoare? Mi-am găsit refugii. Cum ar fi? În scris. Țineam acest jurnal de Angola și trimiteam ritmic material la observatorul nostru militar. Am scris și poezii și mai ales mi s-a oferit șansa să concep acolo teza mea de doctorat. Acolo am luat decizia ca teza de doctorat să fie despre malarie. Ea s-a numit aspecte practice ale diagnosticului, profilaxiei și tratamentului malariei în zona 3-a de clorochinorezistență din care făcea parte Angola și acolo am inclus mai multe studii despre această maladie, cât 100 de boli, care are cea mai mare morbiditate la nivel mondial și una dintre letalitățile cele mai mari de asemenea. Am inclus studiul pe care l-am menționat despre utilizarea mefloquinei în această zonă și sunt mândru că am reușit să fac față cu succes acestor provocări. Bun, în România malaria este o boală despre care, cu care nu ne mai întâlnim. Ea a fost din anii 60, nu am mai avut această patologie, nu? Da. Dar acolo ați avut ocazia în 1961 a fost propriu-zis eliminată malaria în România. Iar din 1967, țara noastră a fost recunoscută printre țările care au eliminat malaria. Dar în Angola ați avut ocazia, e greșit spus, ați avut ocazia, ați fost pus în fața acestei realități de a vedea cum, chiar dacă asta nu se întâmpla cu oameni din contingentul românesc, de a vedea oameni care privesc moartea în ochi din cauza acestei cumplite maladii.
Așa este. Este un flagel care distruge foarte multe vieți. Neuromalaria ucide de foarte multe ori. Însă, dacă intervii la timp și reușești să stabilești diagnosticul cu celeritate, poți să stăpânești această boală. Cred că a fost momentul maturizării mele profesionale. A fost un moment de răscruce. S-au sedimentat atunci principii pentru modul acesta în care v-ați construit cariera? Cu siguranță, da. Au fost niște cărămizi care s-au adăugat devenirii mele și care poate au alcătuit temelia. Și cu bagajul acesta, revenind acasă, a urmat lucrarea de doctorat pe care ne-ați explicat că ați început-o acolo, dar și o foarte intensă activitate aici în Spitalul Militar Central. Vreau să mergem cu discuția, sigur, către specialitatea dumneavoastră și către ceea ce înseamnă provocările specialității. Înainte de asta, nu vreau să trec cu vederea o observație, și anume aceea că, practic, umanistul din dumneavoastră niciodată nu a rămas în urmă, deși, iată, preocuparea dumneavoastră a fost aceasta către medicină, către formarea continuă în domeniul dumneavoastră, dar îmi spuneați că și în teatrul de operații, pentru a vă reîncărca pentru ziua următoare, pentru a trece de anumite momente dificile, scriați. Este acesta un refugiu și în ziua de astăzi? Da, cred că da. Ce vă place să scrieți? Acum nu știu dacă neapărat epigrama mă reprezintă. Poate din lene scriu lucruri aparent facile, dar epigrama e așa un fel de balet pe poante în care trebuie să știi să menții echilibru, alminteri luneci în ridicol și derizoriu. Pornind de la un aforism al lui Victor Hugo, care spunea că viața este o glumă foarte serioasă, m-am gândit să iau viața în glumă. Și această decizie a fost foarte serioasă. Pentru că nu știu, cu umorul unui de glumit, umorul oricât de neserios ar părea, trebuie tratat cu toată seriozitatea. Pe de altă parte, umorul în România dinainte de 1989 a fost o formă de rezistență, de subsistență și de existență. E adevărat, să ne amintim cât de prolifică era perioada aceea în ceea ce privește apariția bancurilor, nu? Era, s-ar fi putut scrie foarte multe enciclopedii. La început a fost bancul și pentru mine. Inventam bancuri pe care le lansam în grupul meu de prieteni și aveam o satisfacție deosebită ca bancurile să se întoarcă la mine. După aia am trecut la ceva mai elaborat, deși epigrama pare să fie un gen minor. Și am încercat acest flirt cu epigrama. Deși mărturisesc tentația, voluptatea de a încerca, eu știu, subtexturi și înțelesuri din zone abisale, a existat. Am rezistat, cred, acestei tentații și am urmat sfatul marelui Charlie Chaplin, care spunea că umorul trebuie să flirteze, nu să ridice fusta. Acum, în ce măsură
am reușit doar un flirt, doar o tentativă de umor și nu un umor deosebit de grav, cum se numește în cartea aceea, rămâne să decidă cititorii. Într-o epigramă din volumul Umor deosebit de grav, le adresam o epigramă acestora, dacă mi-o amintesc, cam așa: de-i prost umorul, fără ezitare, rog publicul într-un gest umanitar să mă condamne cu executare în Costa Rica sau Madagascar. Da, foarte bine adaptat textul acesta vremurilor pe care le traversăm. Simțul umorului l-ați avut întotdeauna, domnule doctor? Vreau să cred. Este o armă redutabilă în fața greutăților inerente ale vieții? Cu siguranță. Face parte din arsenalul prin care reușești să-ți conservi eul. Dintotdeauna am considerat că umorul este un mod comic de a fi serios și așa cum spunea Bacovia cândva, trăim într-o țară tristă, plină de umor. Iar umorul este de multe ori dorința de a râde atunci când îți vine a plânge. Foarte frumos sintetizat, pofta de a râde când îți vine a plânge. Nu-i rău să ni-l cultivăm mai mult, ca să avem, pregătită arma aceasta redutabilă pentru momentele mai puțin ușoare. Și trecem la partea aceasta de discuție legată, sigur, de ceea ce înseamnă patologia din specialitatea dumneavoastră. Vreau să începem discuția cu un subiect foarte des întâlnit în orice mediu, pentru că el vine dintr-o anumită îngrijorare a pacientului care, ajuns în situația de a fi spitalizat, își pune problema siguranței sale din perspectiva infecțiilor intraspitalicești. Asta și pentru că, sigur, în anii din urmă am avut foarte multe cazuri mediatizate în care infecțiile acestea intraspitalicești au avut un deznodământ dramatic. Aș vrea să ne explicați dacă în ultimii ani înregistrăm progrese în ceea ce privește încercarea aceasta de combatere a infecțiilor intraspitalicești. Sigur că primul pas despre care s-a vorbit foarte mult a fost acela de a încerca să nu mai ascundem gunoiul sub preș, de a admite că avem o problemă și abia apoi de a începe, exact ca și în medicină, de a recunoaște boala și abia în etapa a doua de a începe să o tratăm, nu? Exact. Da, este problema spinoasă a bolilor infecțioase, boli infecțioase care sunt din ce în ce mai importante pentru omenire și iată că am ales o specialitate fascinantă, pentru că, de exemplu, în 1920 au murit cam 20 de milioane de oameni în urma gripei spaniole, adică mai mulți decât pieriseră după primul război mondial. Aș putea să dau un alt exemplu. În timpul războiului americano-vietnamez, majoritatea internărilor soldaților americani au fost pentru malarie și nu pentru consecințe ale conflictului în sine. Bolile infecțioase sunt de asemenea importante prin morbiditate, fiind pe locul întâi ca morbiditate prin infecțiile respiratorii și digestive. Ar mai fi încă multe alte exemple. Problema aceasta a rezistenței la antimicrobiene este o problemă care suscită interes global și care necesită o abordare
fundamentală și nu neapărat multidisciplinară din partea medicilor, dar din partea multor factori decizionali, inclusiv din partea politicului. Și am să vă spun de ce. Am să evoc un studiu făcut în Statele Unite, relativ recent, care arată că 70% dintre antibioticele utilizate acolo sunt folosite în scop non-uman și non-terapeutic. În zootehnie, agricultură, piscicultură, alte 15% sunt folosite în scop animal, în medicina veterinară, în scop terapeutic de asta dată. Da? Deci 85% dintre antibiotice sunt folosite în scopuri non-umane. Din celelalte 15% rămase, 9% sunt destinate terapiei umane și alte 6% din totalul antibioticelor sunt utilizate incorrect, inadecvat. Și dați-mi voie să mai prezint un alt studiu relevant, de asta dată efectuat în Marea Britanie, care a arătat că în o treime din situații, cam în 33% din cazuri, tratamentul antibiotic durează mai mult decât ar trebui. Se prelungește incorrect, fără să fie nevoie de o durată atât de mare. Apoi, în altă treime din situații, tratamentul antibiotic este folosit în sindrome non-infecțioase. Da? Iarăși nejustificat. În 16% din cazuri, în același studiu, se administrează antibiotice pentru colonizări, pentru contaminări. Fac o paranteză. În secunda a doua, după ce ne naștem, noi suntem colonizați cu germeni. Relman spunea cândva că suntem 90% bacterii. Asta pentru că numeric, de pildă, există 13 la 10 celule umane și 13 la 14 bacterii. Da. În același studiu există și un procent 9 în care antibioticele sunt folosite redundant, adică au spectru de acțiune care se suprapune. Deci, cât a mai rămas? Vreo 9% în care antibioticele, într-adevăr, sunt administrate corect. Bun, haideți să vedem care sunt greșelile acestea pe care, făcându-le, lucrăm împotriva noastră, a omenirii, și care sunt lucrurile pe care trebuie să le facem mai departe, dumneavoastră, corpul medical, noi ca și pacienți, pentru a nu ajunge la scenarii foarte sumbre care există, nu-i așa? Nu vorbim da. Doar despre scenarii de film, există scenarii științifice cu o solidă bază științifică în ceea ce privește modul în care această rezistență... Așa este, și am să menționez, dacă îmi permiteți, un scenariu aproape apocaliptic al distinsului profesor Bassetti, un infecționist renumit, care estimează pentru anul 2050 o rată a deceselor cifrată la 10 milioane de decese pe an generate de fenomenul rezistenței antimicrobiene. Adică mai mult decât rata deceselor determinate, de exemplu, de cancere, 8,2%, sau determinate de diabet, vreo 3,2%, sau de accidentele rutiere, în jur de 2% și ceva%. Ce e de făcut să nu ajungem la un astfel de, ca un astfel de scenariu să devină realitate? Aș tituba aici între două aforisme. Unul al lui Einstein, care spune că nu te gândi la viitor, el vine oricum,
și unul al lui Mark Twain, care spune că viitorul nu poate fi evitat. Eu aș adăuga și un aforism aici. Trebuie să avem grijă de viitor, pentru că este locul în care ne vom duce viața. Și aici toate forurile decizionale responsabile trebuie să concure pentru controlarea acestui fenomen din ce în ce mai îngrijorător. Ați văzut că sunt zone care exced activitatea medicală, zone care țin de politic, dacă vreți. Acolo nu putem să intervenim. Noi putem însă interveni în segmentul care ne privește pe noi. Și aici trebuie să existe ceea ce noi numim stewardship antimicrobian. Este un termen englezesc care exprimă mai bine decât orice alt corespondent din limba română ce ar trebui să facem. Noi am putea să numim gestionare, am putea să numim management, deși nici asta nu e un termen autohton. Noi chiar am avut în Spitalul Militar un simpozion cu tema stewardship-ul antimicrobian în luna martie, un simpozion internațional care s-a bucurat de succes și de participarea multora dintre colegii din spital, în care am încercat să trasăm din punctul nostru de vedere care ar fi măsurile eficiente pentru a reduce acest fenomen. Și trebuie să avem grijă ca antibioticoterapia să se administreze după un algoritm simplu și eficient. Să fie de fiecare dată justificată. Adică să aibă niște baze logice. Să fie guvernată de medicina pe bază de dovezi. Am elaborat în acest scop un ghid de antibioticoterapie care să țină cont de harta microbiologică din spitalul nostru. Și putem să extrapolăm astfel de măsuri la nivel național, general, nu știu. În afara acestui ghid, am elaborat de asemenea un ghid de antibiotico-profilaxie preoperatorie. Aici se fac de asemenea foarte multe greșeli, pentru că... Aceste greșeli, iertați-mă că vă întrerup, sunt cele care ne expun infecțiilor despre care vorbeam mai devreme, pentru că noi știm că pacienții asta, care trec printr-o intervenție chirurgicală sunt mai expuși decât alții infecțiilor acestea. Da, la altceva voiam să mă refer. Atunci când vorbim de profilaxie preoperatorie, în general vorbim de pacienți care nu sunt bolnavi neapărat, nu au o infecție, vin să se opereze pentru ceva. În această situație sunt colegi ultra-defensivi care administrează antibiotice pe termen lung ca și când ar face tratament curativ. Ori, să zicem că pacientul a venit pentru o plagă deschisă și trebuie suturat. Se prezumă că nu are o infecție. Și atunci, manevra chirurgicală în sine trebuie să beneficieze de o profilaxie înaintea intervenției, care să se refere la germenii potențiali din zona anatomică de care vorbim. Aici se fac foarte multe greșeli, pentru că în profilaxia asta perioperatorie se administrează antibiotice cu spectru larg și pe termen lung. Ori, dacă vorbim doar de aceste manevre inocente
trebuie să administrăm antibioticul cu spectrul cel mai scurt, care să fie eficient pe germenii care pot să colonizeze zona anatomică incriminată și în doză unică. Dacă este însă o infecție murdară, să zicem, o infecție deja existentă, atunci faci tratament curativ, dar e altceva, nu e profilaxie, e tratament curativ. Deci asta am încercat noi de asemenea să introducem acest ghid de profilaxie preoperatorie și de asemenea am stabilit o modalitate de administrare a antibioticelor astfel încât ele pe de o parte să poată fi restricționate, o restricționare înainte de administrare pentru antibioticele care trebuie să rămână de rezervă, antibiotice pentru germenii multirezistenți și o restricționare ulterioară atunci când în urma unui consult de boli infecțioase trebuie să se stabilească dacă antibioticul respectiv a fost corect și justificat administrat, dacă perioada de tratament este corectă și dacă nu cumva se poate administra și monoterapie, dacă nu cumva se poate trece de la tratamentul injectabil la tratamentul oral. Deci, după ce orice medic din spital instituie un tratament antibiotic, la 72 de ore, colegul infecționist vine și evaluează toate aceste aspecte, stabilind și oportunitatea administrării antibioticului și schema de tratament și posibilitatea dezescaladării tratamentului, trecerii la monoterapie sau terapie orală. Concluziile acestea, sigur, desprinse din foarte multă practică, se aplică, sunt măsuri imperative care se aplică aici în unitatea în care dumneavoastră vă desfășurați activitatea sau sunt cu siguranță în spital se aplică. Vreau să vă spun că și la nivel național s-a instituit un comitet de luptă împotriva rezistenței antimicrobiene, comitet în care este inclus și Spitalul Militar Central și din care fac parte și eu. Și acest comitet a stabilit niște directive de acțiune pe care noi în spital le respectăm și am încercat să le adaptăm la condițiile locale. Toate aceste măsuri despre care v-am pomenit se iau și se respectă în Spitalul Militar Central. În celelalte unități ale sistemului sanitar din România există perspectiva aceasta a aplicărilor unitare? Astfel de programe de stewardship trebuie implementate peste tot. Exact, dacă ar fi să facem o paralelă, exact cum s-a întâmplat în Teatrul de Operații din Angola, unde ați testat o soluție, ați văzut că ea funcționează, ați mișcat lucrurile în sensul pozitiv în care vă doreați. Pasul firesc următor a fost acela ca împreună cu ceilalți medici militari prezenți din celelalte țări să aplicați. Mulțumesc că ați precizat asta, că în alminterii, lucrul acesta. Da, nu, meritele nu sunt doar ale mele. Sunt ale echipei cu care lucrez. Și am o echipă minunată. Da. Suntem la finalul întâlnirii noastre, dar nu vreau să încheiem înainte de a atinge un subiect pentru care mai avem puțin timp, câteva minute. Medicina de voiaj este o chestiune mai puțin cunoscută, însă sigur că, iată, fiind în fața unui sezon estival, care nu promite foarte multe, pentru că el a debutat așa cu foarte multe evenimente din acestea meteo mai puțin obișnuite, dar cu toții ne gândim la vacanță.
Inevitabil ne punem problema atunci când mergem în zone mai puțin prietenoase. Ce ar trebui să facem? Să ținem la distanță afecțiunile acestea infecțioase și sigur întrebăm specialistul ce ar trebui să facem, ce trebuie să punem în bagaj și cum trebuie să ne instruim pentru a ne întoarce la fel de sănătoși dintr-un astfel de voiaj. Aici m-ați tușat, pentru că medicina de voiaj este o altă preocupare constantă, aș zice, a ultimilor ani din cariera mea. Visul meu este să înființez un cabinet de medicină de voiaj în Spitalul Universitar de Urgență Militar Central și sper să reușesc asta. Am făcut deja primele demersuri. Unul dintre demersuri este și acela că eu am supra-specializare în parazitologie și boli tropicale și acum o să susțin și un atestat în medicina de călătorie. În momentul în care va fi funcțional un astfel de cabinet, vă invit ca înainte de a călători în zone exotice să treceți pe la cabinet pentru o consiliere și pentru a face vaccinurile necesare pentru anumite zone geografice. Există acum astfel de cabinete de medicină de voiaj și în sistem privat și în sistemul de stat la Spitalul Victor Babeș. Pentru astfel de aventuri este bine să existe o consiliere înainte de intrarea în zone de risc. O consiliere care să țină cont de bolile din zona respectivă și de potențialul infectant, să zicem. Cu siguranță, pentru astfel de momente, pentru ca astfel de momente, eu știu, să nu fie perturbate de evenimente medicale nedorite, este bine să avem la noi o trusă de călătorie cu medicamentele minimale necesare, ținând cont de patologia din zonă, și este bine să respectăm niște norme de igienă care sunt cele universale: spălatul bine pe mâini înainte de a duce mâna la gură, folosirea apei îmbuteliate și evitarea unor surse neverificate, evitarea de a folosi alimente de asemenea nespălate sau de proveniență necunoscută, evitarea de a merge cumva pe plaje sălbatice desculți, pentru că există riscul unor, eu știu, infecții cu larva migrans, de exemplu, sau evitarea de a ieși în perioada în care țânțarii își iau prânzul fără un echipament adecvat, cu mâneci lungi, cu pantaloni, sau folosirea repelenților ori a altor măsuri de protecție care se impun. Avem și un clasament al primelor trei destinații de vacanță cele mai riscante din punctul acesta de vedere? Nu există un astfel de clasament. Din păcate însă, unele dintre cele mai pitorești zone sunt însoțite și de riscuri majore. Mi-amintesc că în vara trecută, că tot am vorbit de larva migrans, am avut 5 cazuri de larva migrans cutanată de proveniență Thailanda și Bali. Da, zone foarte căutate. E adevărat. De vedere turistic. Și foarte bine promovate. Da. Iar cu aceste sfaturi și avertismente am ajuns la finalul întâlnirii extrem de utile cu domnul colonel dr. Ion Ștefan, șeful secției de boli infecțioase de la Spitalul Militar
central. Dacă am ajuns la final, dați-mi voie să încerc să închei cu două aforisme favorite ale lui Søren Kierkegaard. Primul este acela că viața trebuie înțeleasă privind în urmă, dar trebuie trăită privind înainte. Și tot el spune că pentru a privi la stele trebuie să rămâi cu picioarele pe pământ. Și a spus de ploile acelea, îmi permit și eu un aforism, ca să vezi curcubeul, trebuie să înfrunți ploile. Să luăm aminte, doamnelor și domnilor, până la o nouă întâlnire, toate cele bune!